Și gen nu-i găsim pe aia care trebuie să ne ducă cu autobuzul și căutăm de 10 minute și e mega aiurea. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Ei bine, astăzi este luni, 31 iulie. E ora 3, cam în jumătate de oră trebuie să ne vină mașina să mergem la aeroport pentru că vom pleca în Cipru. O să fie foarte, foarte, foarte tare și de-abia aștept să mergem. Din păcate n-am apucat să filmez nimic, nu ca aproape nimic, absolut nimic pentru săptămâna asta. Nici săptămâna trecută n-am postat. Hai de viața mea. Cred că o să filmez ceva pe acolo și o să editez pe telefon și chestii. O să pun așa un video, poate facem un Q&A de pe acolo. Da, chiar îmi pare rău. Vă las așa fără videoclipuri, dar nu prea am ce să fac. Tot timpul am amânat, deci vineri ziceam, bă, hai că azi ies, filmez mâine, sâmbătă am ieșit, lasă că filmez duminică, duminică am ieșit și acum chiar nu mai am timp. Da, rip. Fraților, acum suntem în aeroport la un bar din ăsta, am băut aici o cafea pentru că am ajuns mult mai devreme și nu era check-in-ul deschis și acum o să mergem să predăm bagajele. Deci acum am trecut de pașapoarte și de valiză și de alea, le-am predat pe toate și acum mergem în duty free și avem de stat vreo 2 ore până luăm avionul. Și după ce ajungem mai trebuie să mergem încă o oră jumate cu mașina până la hotel, ceea ce o să fie foarte plictisitor. Tocmai am descoperit că au Burger King, frate, în aeroport și ultima dată când am mâncat la Burger King a fost anul trecut în Germania sau ceva și a fost foarte bun. Și acum vreau să mă duc să mănânc la Burger King. E Burger King la sarmale. Bă, totuși n-am putut să-mi iau burger, nu puteam să mănânc atât, așa că mi-am luat niște nuggets aici, corecți, ca la Mac. Asta e. Bun, fraților, am mâncat și acum o să mergem să urcăm în avion și o să înceapă un montaj foarte, foarte tare. Mamă, ce cald e! Am aterizat și acum mergem pe jos până la aeroport și trebuie să urcăm pe toate scările alea de acolo.
frate, noi trebuie să luăm aici un autobuz spre Lapta și gen nu-i găsim pe aia care trebuie să ne ducă cu autobuzul și căutăm de 10 minute și e mega iurea. Hai că în sfârșit am găsit pe tipul ăsta care trebuie să ne ducă cu autobuzul. Avem de mers cam o oră și 20 de minute până la hotel și deja e 10 seara, deci o să ne ia destul de târziu. Bun, fraților, deci în sfârșit am intrat și eu în camera de hotel. Au fost, mă rog, niște probleme cu camera, că nu știu ce, aveam un singur pat, acum avem două, după nu ne-a plăcut camera și am cerut alta, mă rog, și destul de complicat. Bă, sincer, hotelul ăsta părea mult mai șmecher în poze decât e în viața reală și sunt un pic dezamăgit de chestia asta. Adică, gen, nu știu, e așa vechi, știi, și mai nașpa. Hai să vă arăt aici, am și balcon. Uite așa, mă, uite, ăsta e balconul. Și gen, acolo e o piscină interioară, nu, acolo e piscină exterioară, înăuntru e piscină interioară și după peste drum e plaja cu încă o piscină din aia super șmecheră, unde o să mergem mâine. Bun, fraților, deci cam asta a fost și cu acest daily vlog, am ajuns aici în Cipru, stați să mă vedeți și voi. Mâine o să fie o zi foarte, foarte mișto, mersi că v-ați uitat și da, noi ne vom vedea data viitoare. Pa!